Bună ziua, copilași! Bună ziua! Luați loc, vă rog! Salut și bine ați venit cu noi la școală! Astăzi vom face challenge-ul 24 de ore în clasă și vom parcurge etapele școlarizării de la clasa 0 la clasa 12. Să vedem cine este primul sau avem doritori. Să răspundă Emineta, tot timpul știe totul. Tu vrei să răspunzi? Da! Nu. Va răspunde cel care este cel mai gălăgios. Dar de ce eu? Mircea, să ne spui. Câte litere sunt în alfabetul limbii române? A, B, C, O, P, R, S, 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 O, 31. Cristi, fără șoșoteni, dar cu avertizare și data viitoare vii cu tati la școală. Bine, doamna învățătoare, am înțeles. Data viitoare să înveți și tu. Bine, mulțumesc de data aceasta. Melissa, dar câte vocale și consoane sunt, știi? A, I, E, O. Poate te mai ridici și în picioare? Sunt 7 vocale. A, E, I, O, U, O, U. Dar Y, dar Â din A, Â din I, pe care l-ai zis? Voi știți? Ajutați-ne voi dacă știți. Mara, e rândul tău. Treci la tablă și prezintă colegilor tabla mulțirii cu nouă. Yes, știu! Am văzut un TikTok viral. Le scriu în ordine crescătoare de sus în jos și apoi de jos în sus crescător. Și așa se poate? La ce bun să mai învățăm din cărți dacă totul e deja pe TikTok? Bravo! Foarte bine! Ia loc! Ai luat calificativul foarte bine cu bravo! Mara! Yes! Iar tu ai văzut acest TikTok? Așa! Clasele 04 le-ați trecut toți cu bine! Bravo! Yes! Yeah! Bună dimineața! Voi, ce ați crescut! Bună dimineața, doamna! Să începem cu zoologia! Cine răspunde? Vai, o pădure de mâini! Suntem după vacanță! Bravo, Melissa! Ne răspunde prima! Vai, ce-am făcut! Este adevărat, Melissa, că rechinul alb are cei mai mulți dinți? Ah, da, parcă e așa, pentru că pescarii mereu spun colier din dinți. Înseamnă că are prea mulți dinți și poate să-i împrumute. Nu e adevărat, Melissa. Melcul are cei mai mulți dinți. Melcul are 25.000 de dinți. Voi știați? Melcul! Nu e bine. Nota... Nu, vă rog, mai dați-mi o șansă! Hai să-ți dau ceva din astronomie. Sau geografie. Wow! Am dat de belea! Ce tot spui acolo? E perfect, e perfect! Să ne spui atunci, care este cea mai apropiată stea de pământul nostru? Oh, ce întrebări! Gata știu răspunsul! Gata știu răspunsul! E Mara Ștefania! Bine, Melissa, ai un nou pentru astăzi. Ia loc! Yes! A venit și rândul tău, Teo!
Teo, hai vino în fața clasei. Să ne spui, cu cât crește în fiecare an muntele Everest? E simplu, cât mănâncă, cu atâta crește. Interesant, și cât mănâncă? Cât îi face mama. Bine, Teo, ia loc. Cine astăzi la noi nu a răspuns? Eu zic să vină Mircea la răspuns. Eu? Da, Mircea, tu, hai treci. De la ce disciplină să-ți dau eu ție? Ia să ne spui tu nouă, cine a ajuns primul pe lună? Michael Jackson. El face mersul pe lună. Nu este el, n-am ghicit? Mircea, la școală nu ghicim, ci învățăm. Doi. Încă o întrebare, vă rog. Bine. Cine locuiește pe fundul oceanului? Știu. Hai spune, să vedem ce știi. Spun ce vom. Ce? A știut. Ce? Bine, atunci vă pregătiți pentru examenul de capacitate. Liber! Yeah! Voi v-ați pregătit de bac? Toate, sigur! Privește aici! Wow! Oh my God! Tu ai toate răspunsurile în palmă! Iar eu le am pe genunchi! Super! Dar eu voi copia de la tine! Oh, dar voi sunteți înapoiați cu telefonul! Iar eu pe mână! Nu-mi scapă nimic! Și eu sunt pregătită! Teo, întoarce-te! Nu te mișca! Perfect așa! Ziua. Voi știți că astăzi este cel mai important examen din viața voastră! Da! Suntem cei mai pregătiți! Da! Vai, mă mir! Chiar așa să fie? Succes atunci! Dar au uitat să vă anunț! Bacalaureatul de anul acesta va lua o altă formă! Prima întrebare! Scrieți numărul de abonați de pe canalul Mara Ștefania. Ce? E grea întrebarea, prea complicat pentru voi? Nu văd răspunsul aici. Vă rog să arătați răspunsurile cu fața la mine. Și cine dă mai mult? Haideți să verificăm! Așa, Mara Ștefania! 576.000 de abonați! Yeah! Am fost pe aproape! Când s-a mai făcut și mie asta? În câteva ore? Dar haideți după acest video să facem atâta! Întrebarea cu numărul 2. Câți abonați are familia Melimi? Nu folosim telefonul! Te-am prins! Ai o avertizare! Chiar acum ascunde telefonul! Vreau să văd răspunsurile! Hai că de data asta sunteți mai buni! Când am fost foarte aproape, odată cu 1000 în minus, odată cu 1000 în plus, dacă îi adunăm, mie îmi dă răspunsul corect. Într-adevăr, așa este. Ați fost foarte pregătiți pentru acest examen. Iar acum întrebarea cea mai dificilă. La câți abonați primești butonul de aur? Eu l-am terminat! Wow! Nu cred! Sunteți cei
cred că ai înțeles deja. Dacă ești cu noi împreună pe toate canalele, vei trece cu brio orice examen din viața ta. Iar noi vă așteptăm la urmă!